Am făcut și reducția asta la strung. Am fost la un strung și am făcut-o ca să o prind acolo. Trebuia normal una dreaptă, dar e problemă cu filetul de acolo, din spate. E un filet, adică nu filetul problem, problema este modelul de găurire acolo. Sunt mai multe cote gaura aia. Bun, s-a strâns. Ia zi-mi acum dacă îmi permite să pun cotul ăsta aici. Sperăm să da. Atingem pinion. Atingem un pic, dar să iau o cheie de 11. Sperăm să meargă. Gata, mai dau un pic să fixează în... Dau sus acolo. Când mai bine să fixeze filetul. Uite așa. Și am să pun furtunul ăsta, o să-l pun acolo. Ați rămas singur. Ați nevoie să-mi cu o mână așa de furtun și cu cheia de 8 să strâng acolo. Așa că pun pauză. Am reușit și am prins și conducta asta. Am dat-o pe asta jos, că nu permitea, am venit pus să dau cu cheia și vreau să nu o rup nici pe asta. Am dat-o pe asta jos, am trebuie să sunt cu mână de asta, că se învârtea cu totul. Că aici normal e un con acolo înăuntru care strânge de furtuna asta de plastic. Și trebuia să sunt el, că era strâns, acolo se învârtea greu. Mai avem de prins aparatele. Și ceea ce am să mai fac la partea asta alaltă, când încerc să bag ulei, să vedem dacă îmi prinde la toate îmbinările. Că dacă nu, o să fiu nevoit să desfac fiecare corp în parte și să verific sistemul de ungere. Dar asta o să văd unde nu primește. Dacă o să fie ceva și apare un punct unde nu lucrează bine, o să pun pe filmare și asta să vadă. Aici e pompa cu care diversăm aparatul. Acum să încerc să dau la pompă, să vedem dacă ne dă ulei pe la sistemele de ungere pe aici. Sau aude ceva. Dar cred că o să-mi dea întâi ăsta care nu a fost umblat la el, uitați cum dă ulei. Am niște valvoline de aia groasă, groasă aici băgată. Uitați și pe acolo se vede ăsta care a umblat. Acolo se vede. Mai dau un pic. Mă uit să văd. Că aici sunt furtunile goale acum. Și nu știu cât de repede dă ulei. Să-i mai dau. Că sunt rar așa. Care o lua deja de afară.
Aici se vede că dai și pe aici la încheietură. Astea nu le văd să dea, dar am să slăbesc conducta și să verific. O să verific întâi, să văd unde n-am văzut ulei, să desfac furtunile și să dau o pompă 200 de ani dacă vine ulei. Pe aici se vede că o dau cam pe de-a rândul, la asta care n-am umblat. Acolo se vede că acolo fusese filetul ăla smuls. Văd că o dau și acolo. Pe aici o dau pe de-a rândul. Aici nu văd deocamdată, dar să încerc să desfac un furtun să văd dacă dă. Eu ăla deja se vede cât dă ulei. Ăsta nu dă încă. Probabil că mai are aer. Ia să vedem la ăla ce zice. Dar de ce nu vrei tu să dai, mă? Trebuia să încerc să-l verific. Să văd că aia, vă dați seama câte furtuni sunt aici. Să verific că toate pleacă de aici. Este unul care curge pe aici, spart vă unul are și nu da acolo. Pardon. Da, este unul spart aici. Ia să mai verific o dată, pardon. Ia să mai țin telefonul mai bine în mână. Este unul spart aici. Așa. Și stai, mi-am zis, nu fie tocmai unul de la care duce acolo. De asta v-am zis, stropi ulei pe aici și nu vedeam, nu știam de unde. Acum revin cu finalul lucrării la balotiera John Deere 346. Rămâne să montez aici, deocamdată am pus așa un pic pinioanele, am tras manetonul sus la drept, furca este ieșită cam 2 cm din camera de presare aici. Așa. Aici, când umblăm, căutăm ca pintea noastră de la camă să fie așa în linie cu axele. Ia să văd dacă găsesc o riglă ceva să punem un pic așa cât de cât. Ia uitați, pun acolo cât de cât pe centru axului, aici pe centru șurubului și pintea noastră aici să fie cam, ne punem așa la 90 de grade, așa, deci să fie numai cât să ascunde un pic după riglă. Cam așa punem la punct balotiera. Acum o să trebuiască să montez cama de aici și cu manetonul. După cum vă spuneam, aici trebuie ținut cont de linele astea care sunt aici. Cu astea reglăm distanța la camă. Acum punem cama. Așa.
v-am spus atunci, să-mi faceți semne seara, ca să vadă semnele alea, să știți așa cât de cât poziția care o primiți. Cinci secunde pauză. Ordinea de montaj. Înainte la maneton. Mai dau un pic afară. Vreau să punem limitatorul de măsură a balot înainte. Așa. Punem șaibile aici ca să-i luăm jocul, punem o siguranță și acum ne permite să punem manetonul. Sau tragem aici la semnă cât de cât. Aveam șurubul aici cu știrt, de la știrt care l-am scos de aici. Dăm aici poziție. Punem piulița pe dinăuntru. Ia zi-am dacă ne permit inelara un pic să ținem aici, cred că permit. Așa. Acum, trebuie să nu pompe, aici avem o bucșă, care intră în tijele astea aici. Ca să o punem ușor, trebuie să o dăm tocmai pe punctul de declanșare la spate aici. Dăm punctul de declanșare și vine la loc singur. Bineînțeles, dacă o punem noi la loc. Să ducem și un mop ceva dacă noi trag agățar. Deja prindem aici, tragem arcul la agățar la locul lui. Aici e bine acum așa. Aici am pus ce mai avem de făcut la el. Mai principal aici. Rezervorul de ulei pentru hidraulic se învârte cu totul. Un șurub de asta e uzat. S-a lăsat cu un aparat să dură. Îi dau două puncte aici, după aceea să mă necăjesc pe desubt să desfac.
Am văzut jur de 1,10 m. Să punem măcar la ăla care s-a desfăcut, că e enorm de greu. Și schimbăm șuruburile și pe ulițele punem pe 10 normal, de-a noastră românește. Acum să încerc cu 14 de sat pe la vechi de acolo, să-l înlocuiesc. Hai, nu merge 14. Deci, dacă pui 15, joacă 14, e la fix, fix. Nu. Schimbați rugurile aici, la care ține pompa de ulei. Am pus lanț tot. Și acum trebuie să punem, să strângem rugurile. Așa. S-ai prins în două șuburi, aici e retorul ăsta, pompa de ulei. Și astea are niște două revăzate care reglă mai sus și mai jos. Și aici era uzat un șurub de la patrat, de asta am sudat și am dat pe la jos și am pus șurub cap de cheie. Uite așa, cam întins, slăbim o leagă, hai să... E bine. Strângem acum un loc. E bine. Așa aici furtul, nu? Aici o trebuia să completăm cu niște ulei hidraulic. Dar fiindcă nu am acum acasă, o să merg la magazin. Mai pe seară și o să-mi aduc. Aici în bazinul ăsta trebuie ulei hidraulic. H46. Sau dacă aveți o calitate mai bună de ulei, nu oprește pe nimeni să pun ceva mai bun. Dar fiindcă mai sunt și pierderi, punem H46. Ce să faci? Deocamdată zicem că am adus-o la gata. Dăm așa deoparte un pic. Îi dăm o comandă. Să învârtim la volantă. Să ne vină acele sus. Deci acum fiecare știe care are John Deere, că în momentul când în momentul când când se face lungimea balotului, declanșează aici. Da, o declanșat aici, cama care arată aici, s-a dus un pic, învârtitul la volant. În față încă. Deci deja au luat comandă, că a fost cama aproape acolo, să învârte manetorul, ușor, ușor, ușor un pic, stai așa să vedem cum lucrează șațile.
unul are ață, el unul nu are, că nici l-am băgat. Eu am zis că o să mai învârt o tur, fac o tur în gol. Dar fiindcă nu a vrut, aici este ața adus în ac. Ia, învârte tu la... Dar nu știu cât de bine o să vadă acolo. Ia, dă-i așa. Ia, dacă observați, ața ajunge acolo. Oprește un pic, oprește un pic. Ia, vedeți? Stai așa, să... că e, e la soare și nu văd. Așa. Ia, ia, dai, dar nu știu cât de bine o să vadă că bate soarele și acolo face umbră. Deci acul se ridică. Așa. Intră în acțiune pinionul ăsta de aici. Răsucește suvei, că ai dreținut scoară și o dă în jos, înapoi. E, acum aici ar trebui să ne înnoade. Iată. E un odată ața care a venit de acolo. Bun, acum o să mai fac o comandă să verific dacă nu atinge pe undeva. Ia să vedem cât de bine se vede acum aici. Ia, dă-i ușor. Dă-i. Dă-i, ușor, ușor, încet, scurt, cât o leacă. Cum să nu meargă? Dă-i. Dă-i ușor. Ușor. Dă-i. Deci uitați, așa trebuie să prindă ața în înodătorul, cum se vede acum pe cameră. O ținut undeva o leacă. Ața o tăiat, acum degajor s-a aruncător. Din nou o arunc afară. Acum nu mi-a aruncat-o bine, cam... N-am ținut eu întins un pic de ea.